Bună seara, dragi prieteni, sunt Elena Vijulie. Țintele DNA contraatacă. După un șir de voturi cu undă verde pentru procurori, cererea DNA de arest preventiv contra fostului ministru Dan Șova a fost blocată la Senat din motive procedurale. Președintele Klaus Iohannis a reclamat problema la Curtea Constituțională. A reclamat, deci, refuzul Senatului de a încuvința solicitarea procurorilor, iar astăzi și vineri, în mai multe orașe din țară, câteva sute de persoane au protestat contra Parlamentului. Pe de altă parte, Consiliul Superior al Magistraturii a discutat în această săptămână despre cât de corectă este încătușarea unor arestați preventiv care nu pot fi suspectați de violență sau de tentativă de evadare. Iar Elena Udrea s-a plâns la rândul său CSM-ului că este anchetată chiar de consilierii Laurei Codruța Kövesi, care ar conduce personal ancheta în Gala Bute. Invitată la kilometrul zero în această seară este europarlamentarul Monica Macovei, inițiatoarea partidului și asociației M10. Bună seara, doamnă Macovei. Și cea care a înființat DNA. Bună este seara. Este foarte adevărat, exista o structură care se numea PNA. Și care se ocupa de conductorii de tren. Da, se ocupa de lucruri anodine, să spunem așa. DNA a început să funcționeze, într-adevăr, în perioada mandatului dumneavoastră la Ministerul de Justiție. Doamna Macovei, ați cerut demisia președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Explicați-ne de ce. După votul în cazul Șova, atunci când Senatul a votat în majoritate pentru ridicarea imunității domnului senator Șova, și Tăriceanu a declarat că nu a fost un număr suficient și ca atare nu s-a ridicat imunitatea. Am cerut să își dea demisia. Pot să spun că este mai mult decât atât. În opinia mea, este o infracțiune ce a făcut Tăriceanu. Pentru că votul pentru ridicarea imunității a fost dat și a fost suficient. Ce n-a făcut Tăriceanu mai departe, și am constatat că n-a procedat astfel nici în cazurile anterioare în care Senatul respinsese cererea de ridicare imunității, adică nu se ridicase imunitatea, gen Vosganian, și anume, nu a apărut și nu a dat nicio hotărâre de Senat prin care să se spună că nu ridică imunitatea. Pe scurt, decât o ridică imunitatea Senatul, apare hotărâre a Senatului că s-a ridicat imunitatea lui X. De câte ori nu ridică imunitatea, nu mai apare niciun fel de hotărâre a Senatului. Nu mai apare. De ce? M-am întrebat. Poate ca să nu poată fi contestată, că dacă nu ai documentul, nu ai ce să contești. Poate. Cred că deci este o cum să spun, o găselniță pentru a încerca să nu dea socoteală, dar în acest moment, nefiind hotărârea Senatului care spune că nu ridică imunitatea senatorului Șova, suntem la punctul cred zero. Cred că este importantă precizarea în acest moment că la Senat, din 151 de voturi, 79 au fost pentru încuvințarea cererii procurorilor, iar 67 contra, iar Constituția ne spune că hotărârile celor două camere se iau cu majoritatea celor prezenți. Călin Popescu-Tăriceanu, pe de altă parte, invocă regulamentul care spune că este vorba despre majoritatea totalul calificată membrilor și nu numai cei prezenți, exact, ci și cei absenți. Exact. Prin urmare, iată, până la proba contrarie, probabil se va face la Curtea Constituțională această probă, Călin Popescu-Tăriceanu se bazează la rândul său pe o regulă. Nu se bazează pe o regulă, schimbă regula. În alte cazuri a fost regula care este prevăzută, și anume majoritatea din cei prezenți în sală. Și doi, nu uitați ce am spus. Unde este hotărârea Senatului prin care se respinge cererea procurorilor de ridicare imunității? Nu există nici la el, nici la Vosganian, nici la celelalte cazuri în care Senatul nu a ridicat imunitatea. Bun, deci spune, explicați dumneavoastră mai devreme că inexistența acestei hotărâri, fie ea una prin care se constată neaprobarea încuvințării pentru arestul preventiv în cazul lui Dan Șova, deci inexistența duce la un blocaj, spuneți. Sau duce la
momentul în care luăm lucrurile de la capăt. Dacă nu există o hotărâre a Senatului nicicum, avem doar un raport, dar nu e hotărâre, atunci o putem lua de la capăt, zic eu. De ce nu e o hotărâre? Trebuie să spui o hotărâre. Am respins, am admis, am ridicat imunitatea, nu am ridicat imunitatea. Dacă nu există, nu s-a finalizat procesul de ridicare a imunității și atunci o luăm de la capăt. Adică spuneți că votul în cazul lui Dan Șova ar putea fi repetat la o adică. Dacă da, s-a considerat că este valid și că s-a ridicat imunitatea. Bun, pe de altă parte, dumneavoastră cereți și demisia președintelui Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea. Vă referiți la acea posibilă modificare a regulamentului prin care procurorilor li se cere să aducă motive concrete și temeinice, se spune acolo în amendament. De ce nu ar fi utilă această modificare a regulamentului Camerei? Dimpotrivă, este de natură să îngreuneze și mai mult analiza și decizia Parlamentului privind imunitatea. Colegii parlamentari, celui față de care se cere ridicarea imunității, nu sunt juriști. Asta e o discuție veche în România. Li se dă un anumit număr de probe, li se dă un referat în care li se spune ce a făcut colegul lor, deputatul X, se enumeră, se dau niște probe acolo și cu asta gata. Nicăieri în lume nu se dă dosarul, fiindcă nu sunt judecători. Și ceea ce înseamnă imunitate, o să mai explic, este să te asiguri tu ca parlament că nu este o invenție, că nu s-a inventat un dosar ca să îl oprească pe senatorul sau pe deputatul X să-și facă treaba lui de deputat. Că asta este rostul imunității pe lume. Să nu se inventeze ceva împotriva ta ca să te împiedice, să te șantajeze, să ai o decizie, o decizie politică care poate nu place unui grup profesional. Nu să verifice dacă sunt destule probe, dacă se impune să fii cercetat liber, dacă se impune să fii cercetat în arest. Nu e treaba parlamentarilor asta. Treaba lor e să facă legi bune pentru România. Treaba judecătorilor e să decidă. Deci Parlamentul, scuze, scurt, trebuie doar să spună, nu este niciun indiciu că este un dosar fabricat. Atât. Atât. Nu se vadă restul probelor. Aveți sentimentul, doamnă Macovei, că asistăm la un fel de contraofensivă a celor vizați de anchetele DNA? Sigur că da. Mi-am amintit de anul 2007, au trecut mulți ani de atunci, dar multe lucruri nu se schimbă din acest punct de vedere. Și iarăși constat cu surprindere, dar tot mai puțină surprindere, că deja sunt la nu știu câtă experiență de genul ăsta. Atunci când au loc astfel de anchete împotriva politicienilor, împotriva parlamentarilor, ei nu stau așa să aștepte să le vină rândul. Vorbesc de cei care au comis fapte penale și știu asta. Și atunci încearcă să lupte cu DNA, cu cine pot ei să lupte. Bun, am avut experiența acelei zile de 10 decembrie, supranumită Marțea Neagră. Ei se luptă, m-am lămurit, ei nu renunță. Și acum se luptă în cazul acesta, încercând să îngreuneze regulile privind ridicarea imunității, adăugând aceste lucruri, să fie și mai multe probe sau așa acolo, să poată să ceară procurorului și altele. Da? Și totul este spus așa la superlativ, adică până la urmă ajungi să-i dai tot dosarul. Am mai spus, se ridică imunitatea, sau în fine, există instituția imunității și în alte țări. Dar nu e așa. În Germania, de pildă, în Bundestag, la începutul fiecarei sesiuni parlamentare, Bundestagul, Parlamentul German, decide printr-o hotărâre că orice cerere de imunitate ar veni în timpul sesiunii, automat ea este admisă. Deci o chestie de minute. Doar dacă apoi vor afla indicii cum că n-ar fi fost nimic, o bulă de săpun și nimic real, abia atunci s-ar uita la caz. În Belgia durează maxim 48 de ore. Nu se uită nimeni la probe să vadă e, nu e,
E destulă, nu e destulă? Înainte de încuvințarea Parlamentului, există această instituție sacră a demisiei care nu mai spun asta, că ar trebui să funcționeze la politicieni. Iar în Statele Unite ale Americii sau în Marea Britanie nu există deloc imunitate. Vă v-am dat exemple și... Bun, e adevărat, dar sistemul american este diferit. Extraordinar, astfel să spuneți? Este foarte diferit, în sensul că justiția face parte din executiv, nu? În Statele Unite, președintele este... Vorba de alegerea procurorului general este și ministrul de justiție. Asta nu înseamnă că nu se luptă cu criminalitatea. Acolo se măsoară eficiența, nu ți-a plăcut... V-am întrebat dacă într-adevăr... M-a luptat procurorul, te duci la alegeri și ai ales altul, da. Am întrebat dacă într-adevăr este vorba despre o contraofensivă, pentru că am constatat și noi câteva lucruri simple. De altfel, parlamentarii și-au respectat doar 3 luni promisiunea de a ridica imunitatea tuturor colegilor anchetați de procurori. După ce au deschis calea justiției spre 5 senatori și deputați, aleșii au refuzat 3 solicitări de reținere și arestare. Președintele Klaus Iohannis i-a criticat pe Facebook și apoi a reclamat la Curtea Constituțională. Rog Parlamentul să ia în discuție toate solicitările venite din partea justiției și să le încuvințeze pe toate. A trecut doar o zi și deputații s-au mobilizat. Au lăsat fără imunitate 3 parlamentari. Se constată că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea hotărârii de convințare a arestării preventive a domnului deputat Ion Diniță. La fel s-a întâmplat și în cazul liberalului Mircea Roșca și al socialdemocratului Ioan Adam. Și senatorii s-au pus pe treabă. Ecaterina Andronescu și Șerban Mihăilescu, ambii cercetați în dosarul Microsoft, au rămas fără imunitate în fața justiției. Au mai urmat încă 4 cereri din partea procurorilor, iar parlamentarii au reacționat cu aceeași promptitudine. Orice fel de solicitări care țin de imunitate sau de incompatibilități constatate de instanțele de judecată, grupurile PSD vor vota pentru. Ritmul s-a domolit însă când a venit vorba despre senatorul Varujan Vozganian, acuzat de subminare economiei naționale. Rugăciunile și mirul l-au scăpat de urmărirea penală. Președintele Klaus Iohannis a criticat decizia senatorilor pe Facebook. A mai trecut o lună și deputații l-au făcut scăpat și ei pe un coleg, Laszlo Borbély. Și de această dată șeful statului i-a certat pe parlamentari, nu de la Cotroceni, ci pe Facebook. Cel mai recent caz a fost Dan Șova. Vă rog și o spun cu demnitate să-mi dați posibilitatea să mă pot apăra ca om liber. Iar senatorii l-au ascultat și l-au lăsat cu imunitatea intactă. De această dată însă, președintele Klaus Iohannis s-a mutat de pe Facebook la Curtea Constituțională, unde a făcut o sesizare referitoare la un posibil conflict juridic între parchet și senat. Așadar, președintele Klaus Iohannis sesizează Curtea Constituțională, avansând argumente pentru un conflict, nu, între două puteri. Puterea justiției, din care fac parte și procurorii, și, pe de altă parte, legislativul. Călin Popescu-Tăriceanu, de care vorbeam mai devreme, spune că nu ar exista acest conflict. Iată o declarație a domniei sale. Nu există un conflict de natură constituțională. Ceea ce a declanșat aceste critici este rezultatul votului și nu presupusul conflict. Deci putem vorbi despre o încercare de uzurpare a competențelor Senatului de către alte autorități prin tentativa de a impune o soluție. Este într-adevăr un conflict de natură constituțională atâta vreme cât până la urmă senatorii s-au exprimat în favoarea cererii procurorilor. Este de fapt o interpretare a regulamentului, nu? Da, și repet, Tăriceanu, care conduce Senatul, ar fi trebuit să dea dispoziție și să semneze o hotărâre a Senatului în care să se scrie negru pe alb că nu se ridică imunitatea. Nu există hotărâre. În schimb, a trimis o scrisoare ministrului de justiție, Cazanciuc, spunându-i că nu s-a ridicat o scrisoare, nu are valoare juridică. Da? Asta a făcut. Deci ne minte Tăriceanu, ne păcălește, ne îmbrobodește. Cu alte cuvinte, președinția a încercat să găsească o ieșire din acest blocaj mai degrabă. Da, să sperăm că Curtea Constituțională o să spună clar, dar vedeți că pierde în timp, bani și energia unor alte instituții, că lucrurile sunt foarte clare. Acum, sigur, întrebarea este de ce face Tăriceanu asta, de ce Ponta nu-și dă demisia. La tot ce se întâmplă în guvern, Vâlcov, Șova și alții, Ponta glumește la televizor ca și cum nu sunt miniștrii lui.
ca și cum nu e guvernul lui. Deci Ponta e primul care trebuie să-și dea demisia, după cazul Vâlcov, unde este clar, nu știu ce valoare au tablourile, nu mă interesează, bani, rulouri, tot timpul a fost bugetar, nu? A fost primar, apoi a fost deputat. Deci n-avea cum, plus că dacă le-a și ascuns, da? Trebuie să-și dea demisia, nu se poate să se poartă așa ca și cum nu-l privește nimic. Apropo de Darius Vâlcov, același senat care s-a opus procurorilor a ridicat pentru ridicarea imunității parlamentare. Sigur, acum se pune întrebarea, oare ce îi leagă atât de strâns pe Șova și pe Ponta? Dumneavoastră, de la Vâlcov s-a ridicat. Motivele? Nu cunosc motivele. Știu că au lucrat împreună la... În fine, a intrat Ponta în firma de avocatură Șova și Avocații și apoi a luat și Ponta niște bani. În fine, s-au mărit contractele de atunci. A fost și un proiect. Și pentru asta e cercetat Șova și iată că Parlamentul nu vrea să fie la sau domnul ancheta. Călin Popescu-Tăriceanu. Da, da. Eu mă întorc la Ponta. Dacă ai miniștri, atâția miniștri în guvernul tău anchetați, da? Trebuie să ai o problemă. Ai o problemă. Trebuie să-ți dai demisia, trebuie să răspunzi că tu i-ai propus, tu i-ai numit. Acum l-a propus pe domnul Teodorovici. Ce să mai spunem că te crucești, pur și simplu? Ce vă deranjează în această numire? Faptul că se mută un ministru de la un minister la celălalt? A fost performant? A fost performant? Sigur, guvernul Ponta avansează ideea că s-au cheltuit mai mult de 50% din fondurile europene pe exercițiul bugetar precedent. Ceea ce ne spune domnia sa este maximum ce se putea obține. Nu sunteți de aceeași părere. Știți că nu avem nici până acum master planul ca să luăm fondurile acelea, nu, stabilite pe o perioadă lungă de timp, pentru că e a treia sau a patra oară, cred, când România, respectiv domnul Teodorovici, că dânsul este în vârful acestei structuri, nu e capabil să facă un master plan, adică un plan multianual, ce facem cu banii de la Uniunea Europeană. Nu se poate, nu poate, nu este reușește. Este un semn de întrebare la care întregul guvern Ponta va trebui să răspundă la un moment dat. Am înlocuit cel puțin electoral, dacă un gol care a plecat în anchetă, l-am înlocuit cu un gol profesional, da? Care n-a făcut nimic. Și aș mai spune ceva, l-am văzut pe domnul Șova pe ecran mai devreme, la tribuna Parlamentului, Senatului, când le cerea colegilor să nu-i ridice imunitatea și spunea, vreau să fiu un om liber. A spus asta. Eu prin asta înțeleg, el s-a referit la să fiu liber și să mă apăr fiind liber, să nu intru la închisoare. Eu când a spus pe cineva că vrea să fie un om liber, îmi imaginez că își dă demisia din Parlament, nu? Și e liber să-și facă apărarea în instanță. Asta înțeleg. Deci am avut așa un moment de, își dă demisia. Pentru că asta e lucru natural care urmează. Săptămâna trecută am avut în Parlamentul European ridicări de imunități, că se întâmplă și acolo. Foarte mulți din cei aflați în această situație se ridică și spun, fie la comisie, fie în plen, dragi colegi, vă rog să-mi ridicați imunitatea ca să-mi rezolv problema juridică în țara mea. Sunt aplaudați și se ridică imunitatea, de exemplu. Da, a făcut la fel Dan Șova, Dan Nica, de exemplu. Danica se amână, se mai cer date de la parchet, de la Constituție, cum e Constituția acum, că nu e clară, tot aranjamente. Asta sunt românii, poate ne mândrim cu alții. Peste doar un moment vă propun să explicăm dacă nu cumva și această încătușare succesivă a celor arestați preventiv a dus la această contraofensivă de care vorbeam. De asemenea, vom discuta despre plângerea adresată de Elena Udrea Consiliului Superior al Magistraturii. Gică, pe tine chiar nu te-a interesat niciodată cariera de antrenor? Grande, puțin știu, dar am fost antrenor pentru o zi de națională. Eram în Spania atunci.
Într-o zi, apare tipul ăsta. Gospodin Gica. Și îmi propune să preiau echipa națională din... Belgravistan, zbornaia națională. Belgravistan? Belgravistan? Înainte să apuc să deschid gura, îmi pun oferta în față. La propriu. Nu mai era loc de negociere. Belgravii se cam grăbeau. Așa că m-au urcat într-un private jet. M-au aranjat, m-au dechisit. A doua zi era prezentarea oficială. Belgravistan, Gospodin Gica. Ce s-a mai terminat nebunia asta, locura asta, am zis să-mi sus și eu familia, copiii. Inițial am crezut că n-am semnal. Apoi mi-am dat seama că ăștia, cu rețelele lor scumpe, au interzis Digimobil. Auzi tu, suntem prea ieftini pentru ei. Și atunci ai decis să rămâi în Spania? Absolut. Păi știi cât de mult pot să vorbesc cu România sau orice altă țară, pe fix sau pe mobil? 800 de minute grande cu doar 15 euro. Într-adevăr, românii din Spania au acum una grande oferta, opțiunea Digi 800. Numai puțin de 800 de minute cu Spania, România și Italia, plus alte 30 de țări. Și un bonus de 2000 de minute în rețeaua Digi. Costă doar 15 euro. TVA inclus, bineînțeles. You're in a funeral home. You're dead. You were in a car accident. Liam Neeson, Christina Ricci. O poveste de groază, dincolo de viață. Digiplay. Vezi ce vrei. Așadar, doamna Macovei, spuneam, în această săptămână la Consiliul Superior al Magistraturii a avut loc o discuție legată de această încătușare a celor arestați preventiv. Am verificat și cu prilejul altor dezbateri. Într-adevăr, legislația nu este foarte clară din acest punct de vedere. Există anumite reglementări într-o lege care se referă la tratamentul pentru deținuți. Acolo se spune că este încătușat deținutul care ar risca, că există riscul evadării sau al violenței împotriva celorlalți sau a deținutului însuși. CSM se întreabă dacă nu cumva este cazul unei clarificări în această privință. Este corect ca un arestat preventiv să poarte cătușe? Da. În CSM n-am răspuns de la întrebare. În CSM înțeleg că acum se gândesc să facă un studiu, să vadă cum e în alte țări. Există cu încătușarea. Exact. Pe mine mă amuză asta cu aceeași tristețe cu care mă amuză, pentru că s-au cheltuit foarte multe milioane de euro pe CSM, care a fost și a văzut cum se întâmplă lucrurile în justiție. În toate statele europene au fost programe fare și acum, de fapt, nu știu acest lucru și vor să comande un studiu care o să coste nu știu cât. El e ușor de văzut și de făcut. De foarte mulți ani de zile, de foarte mult istoric, aș spune, cei care sunt privați de libertate, asta înseamnă, sunt imobilizați. Atunci când vine acasă să te ridice, pentru că te arestează preventiv, pentru că judecătorul a dat un mandat de arestare preventiv și tu ești ridicat, sau judecătorul te-a condamnat definitiv la o pedapsă cu închisoare, și vine acasă și te ia. Atunci e firesc să vină cu persoane cu mască pe față, de aici mascații. De ce au mască pe față? Ca să nu fie recunoscuți. Pentru că se, cum să spun, fac o meserie, să spunem, neiubită, da? Nu am nicio vină, își fac meseria. Și atunci au aceste măști negre pe față. Și primul lucru care se întâmplă, te duci și spui persoanei, ai un mandat de arestare preventiv, sau ai o hotărâre de arestare și am venit să o punem în executare. Deci îl iei. În acel moment îi pui cătușele. Asta este legea. N-are legătură cu legea de NEA sau altă lege. Legea poliției de cum se ridică acești oameni. Mai deci, dați, așa. Nu am găsit această reglementare expresă. Sunt precizările de care vorbeam într-o lege privind... pe cei deținuți. Poate că exact aceasta sunt este norme. Aici nu e vorba de deținuți, încă n-am ajuns deținut. Vă rog. Da? Vă rog, e momentul în care, din liber, devin arestat. Deci vine acasă și mă ia pentru că am o hotărâre definitivă de condamnare sau s-a dispus arestarea preventivă și nu știu unde sunt, dar de acolo mă ia.
În acel moment, când eu trec de la momentul libertate la momentul închis, în acel moment am zis vin mascații și se pun cătușe. Sigur, se pot găsi și alte mijloace de imobilizare. Sunt cătușele istorică și peste tot. De ce? Pentru că acel om nu știe cum va reacționa, poate că își face lui rău, poate că se sperie și vrea să se sinucidă, poate că ia un ostatic pe oricine lângă el, poate că îi atacă pe cei care vor să-l aresteze. Nu știi cum reacționează. Și atunci e mai bine să eviți acest lucru. De asta sunt imobilizați. Bun, obiecția, dacă mai departe, când ajung la penitenciar sau la arest, ei nu stau tot timpul în cătușe. De asta spun, e acest moment psihologic, omul se sperie și vrea să scape. Asta este psihologic, starea normală și nu știi ce va face, da? Obiecția are legătură cu prezumția de nevinovăție în cazul arestului preventiv. Este o persoană reținută sau arestată preventiv, despre care, evident, justiția încă nu s-a pronunțat, deci nu s-a stabilit vinovăția. Ori cătușele sunt simbolul universal al vinovăției. Te-am prins. Cred te că acum încercăm este să o chestiune creăm tot felul de teorii ca să... Ca să fim mai puțin teoretici, iată declarația lui Horațiu Dumbravă de la CSM, a fost și colaboratorul dumneavoastră o perioadă destul de lungă de timp. Spunea domnul Dumbravă, în ultima perioadă, și aici există multe discuții, vedem că diverse persoane sunt arestate sau sunt reținute de către procurori, le vedem cu cătușe, ceea ce mie mi se pare că încalcă practicile pe care le-a adoptat chiar Consiliul Europei. Au cătușe, ba în față, ba în spate și sunt duși de la parchet la instanțe. Alte parchete nu fac acest lucru. Se referă la parchete din alte țări și o altă declarație a judecătorului Marius Badea Tudose. Trebuie să facem un examen de legislație comparată în așa fel încât să găsim cel mai bune pârghii ca să estompăm acest fenomen. Oamenii să fie văzuți cu cătușe, deși nu sunt declarați încă vinovați. Dacă este nevoie de un articol legislativ, spune domnul judecător Tudose, o să propună Ministerului de Justiție să facă un demers în acest sens. Întrebarea mea este următoarea. Riscă statul român, după ce a pierdut milioane și milioane de euro în vari cazuri de corupție, să mai plătească suplimentar... Nu a pierdut în cazuri de corupție, a pierdut în cazuri de proprietate. La CEDO, bani din cauza unor eventuale procese din această cauză? Nu văd acest risc, cu excepția situațiilor în care cătușele sunt puse în așa fel încât să rănească persoana. Sunt strâmte sau nu sunt puse în momentele potrivite. Eu am zis care sunt momentele în care se imobilizează persoana. Pot să găsesc altceva, dar nu cătușe. Pot să găsesc alte metode să strângă mâinile, ca să imobilizezi. Asta este scopul, imobilizare. Da? Cu mâinile faci, ei faci, comiți acte. Poți să găsești alte mijloace. Nu riscă nimic. Decât dacă acestea devin vătămătoare pentru el, dacă sunt foarte strânse cătușele și intră în piele special ca să-l rănească, dacă cineva face asta din cei care pun cătușele. Bun. Și atunci sunt rele tratamente. Dar faptul în sine că sunt cu cătușe atunci când sunt privați de libertate în acel moment, nu. Bun, mulțumesc pentru explicație și ca să concluzionăm, dumneavoastră considerați că nu există riscul ca statul român să piardă la CEDO pentru că acestor oameni, ar putea spune avocaților, li s-a încălcat prin încătușare prezumția de nevinovăție. Nu este nicio legătură între prezumția de nevinovăție și încătușarea care înseamnă, repet, imobilizare, atunci când ești arestat preventiv sau arestat pentru a executa o pedeapsă definitivă privatorie de libertate. Nu există nicio legătură. Prezumția de nevinovăție înseamnă un singur lucru, înseamnă ca judecătorul și procurorul care instrumentează cazul tău să nu spună niciodată că tu ești vinovat înainte de o decizie definitivă. Vă dau un exemplu al unui caz în care am câștigat la CEDO pe prezumție de nevinovăție din Târgu Mureș. Erau 2 sau 3 tineri suspectați de tâlhărie, suspectați de poliție de tâlhărie, i-au ras în cap, le-au pus cătușe și au scos la televizor. Și au spus, ei au comis tâlhărie, au smuls un lanț, o cruciuliță de la gâtul fetei X. Și apoi au fost duși la un fel de închisoare pentru minori. S-a încălcat prezumția de nevinovăție pentru că s-a spus ei
au comis acest act de tâlhărie și au fost prezentați cu cătușele la televizor. Acolo nu trebuia imobilizare, că nu erau arestați și duși undeva. Da? Ei erau duși deja în centru de minori. Dar aici nu era vorba de suspiciuni de infracțiune cu violență, ceea ce nu e cazul n-are situația acestor politici. Ok, la violență e și mai multe măsuri de imobilizare. Da? Aici am spus simplu, omul trece de la starea de liber la starea de neliber. Și nu știi ce se întâmplă. În acel moment trebuie să ai măsuri de precauție, să-l imobilizezi ca să nu facă rău altora și lui. Punct. Un alt aspect aflat în atenția CSM este această întâmpinare, această plângere făcută de Elena Udrea. Avocații Elenei Udrea, se scrie pe pagina sa de Facebook, au înaintat o plângere către Consiliul Superior al Magistraturii prin care se sesizează nereguli comise de procurorii care derulează ancheta în dosarul Galabute. Subliniem de la început faptul că nu avem de a face cu orice anchetatori în acest dosar, ci vorbim de consilierii personali ai procurorului șef DNA. Practic, Laura Codruța Chioveși conduce, de fapt, ancheta în acest dosar. Dacă ar fi așa, ar fi asta o problemă din punct de vedere legal, doamnă Macovei? Nici o problemă. Consilierii unui procuror general sunt tot procurori. Trebuie să facă dosare. Nu știu cine face aceste dosare, dar nu văd care este problema. Bun, cunoaștem cu toții acuzațiile Elenei Udrea acum că Laura Codruța Chioveși lucrează alături de Florian Coldea și nu spre binele interesului public, ci pentru interese obscure. Cred că aceasta poate fi această trimitere. Dumneavoastră ne spuneți însă că acești consilieri sunt în aceeași măsură și procurori. Da, și poate să facă și doamna procuror Chioveși un dosar. De regulă, procurorul șef face managementul instituției. Nu înseamnă că nu poate fi implicat într-un dosar. Dar haideți să lămurim chestiunea cu domnul Florian Coldea, cu SRI-ul, să nu rămână așa în aer, că de mai mult timp vehiculată. De mulți ani de zile, în România, corupția este definită ca una din amenințările la adresa Siguranței Naționale a României. Pe bună dreptate și corect. Uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina și în alte state. La fel este și în Uniunea Europeană, unde în Tratatul Uniunii Europene infracționalitatea transfrontalieră, crimă organizată, spălarea de bani, corupția sunt definite ca pericole la ordinea interioară a Uniunii Europene. Da? Deci nu suntem singulari. Absolut, acum, este absolut legitim. În acest moment, legitim, pentru că absolut. Corupția îți distruge o societate. Sigur că da. În această situație este firesc ca Serviciul Român de Informații să se implice împotriva corupției, care este o amenințare la adresa Siguranței Naționale. Absolut. Și cum se implică? Se implică cu informații și pe care le transmit procurorilor. Să știți că nu sunt suficiente aceste informații. Procurorii le fac apoi probele juridice pentru instanța de judecată. Dar sigur că au informații, dar haideți să ne uităm în Statele Unite. În Statele Unite avem două mari servicii de informații, CIA, care se ocupă numai de partea externă, și FBI, care se ocupă de siguranța internă a Statelor Unite ale Americii. În Statele Unite ale Americii, FBI face și, se ocupă și de anchete. Dacă ai o crimă, dacă ai o infracțiune care trece granița unui stat, infracțiuni federale se numesc, da? Traficuri, corupție, intră imediat FBI-ul și lucrează ca poliție. Da? Nu, deci lucrează și ei. Sistemele judiciare sunt foarte diferite. Dar iată că și în acest stat democratic, da, ai un serviciu de informații, FBI-ul, care lucrează pentru siguranța internă a Statelor Unite, a unui stat democratic și pentru a combate aceste infracțiuni. Pentru că, să înțelegem, să nu tragem linie între aceste infracțiuni foarte importante în sens de grave,
și siguranța națională a unui stat. Nu, absolut, și cred că... Nu poți să rămâi în democrație cu o criminalitate înflorind. Probabil că doar cei rău intenționați ar putea să spună că nu este legitimă această preocupare a SRI și a altor servicii de informații. Totuși, întrebarea mea este următoarea. Am avut 9 milioane mită, sau înregistrat procurorii, ne spun 9 milioane mită în dosarul Microsoft. 90 de milioane mită pe mai mulți ani în dosarul contractelor lui Marian Vanghelie. Cu siguranță că aceste aspecte de corupție gravă erau cunoscute la nivelul serviciilor de informații. Mă întreb, unde s-au blocat acele rapoarte ale ofițerilor de informații? La nivel politic, pentru că beneficiarii sunt președintele și premierul? N-am cum să vă răspund la această întrebare. Bun, dar totuși o mită de 9 milioane de euro poate se putea opri la 2 milioane de euro. O mită de 90 de milioane de euro după ani poate se oprea la 20 de milioane de euro. Undeva s-a oprit această investigație care probabil că a început, și ne spun chiar și procurorii DNA, cu informații de la SRI. Unde să se fie oprit? La nivel politic sau la nivelul procurorilor care nu au mers pe firul acestor informații? Nu știu la ce nivel s-a oprit, dar vă spun un lucru. Nu mi se pare firesc ca un premier sau un președinte de țară să fie informat cu privire la dosarul în curs sau la informațiile existente despre comiterea unor fapte penale de către un alt politician. Pentru că există riscul ca premierul sau președintele să-i spună acelui politician: ai grijă, ești anchetat. Ceea ce s-a întâmplat în dosarul, în mandatul lui Traian Băsescu. Ne aducem aminte avertismentele vis-a-vis de ALRO în primul mandat al lui Traian Băsescu, atunci când i-a avertizat pe miniștrii guvernului Tăriceanu că se cunosc anumite acțiuni. Pe de altă parte... Anumite acțiuni și... Da. Ceva nu e în regulă. Da, te interesează că rămân foarte mulți oameni fără slujbă. Eu am avut această discuție cu premierul Tăriceanu când eram în guvern, când mi-a spus să găsesc o cale prin care el ca premier să fie informat despre cercetarea încă din faza incipientă, prima, aceea în care mai interceptezi, filmezi, folosești ofițeri sub acoperire, să fie informat atunci când e vorba de miniștri sau de membrii din Parlament ai partidului său. Și i-am spus, nu se poate, nu veți fi informat. Nici eu nu știu, nici dumneavoastră. Apropo, să știți că e foarte... E interesant când spui nu unui prim-ministru sau unui șef, să spunem. Ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă? Ei nu se așteaptă să li se spună nu. Că sunt șefi mari și toată lumea le spune da. Și când le spune cineva nu în față, nu știu să reacționeze. Nu știu, rămân... E ceva nou. Așa, dar e ceva nou pentru ei. Așa că trebuie să treacă și prin experiența asta. Pe de altă mă parte... Mă întorc la problema serioasă, da. Și am spus nu și nu veți fi informați. De ce ei vor să fie informați? Nu se poate să fie informați. Totuși, dacă îmi permiteți, într-un interviu ceva mai vechi făcut cu domnul George Maior, cred că era în 2009, dar este un aspect tehnic și valabil și astăzi, domnia s-a confirmat că rapoarte cu privire la diverse nereguli, unele cu iz penal, ajung la primul ministru, la președinte, de asemenea la miniștri. De aceea insistam, unde s-a oprit fluxul, unde s-a se fi oprit fluxul acestor informații la nivel politic, ca în cazul domnului Tăriceanu, sau mă rog, ne dă de înțeles acest episod pe care ni l-ați povestit, sau procurorii au ezitat să meargă pe urma acelor dosare? Da, e greu de spus pentru că va depinde de la caz la caz. Sigur că uneori dacă urmează o măsură iminentă, guvernamentală, de luat, e bine să avertizez ca să nu se ia. Pe de altă parte, există situații, și eu am trecut printr-una dintre ele cu 6% la Petrom, de pildă, cu miniștrii Sereș și Noghi, dacă vă amintiți. Vânzarea a unui pachet de 6% da? Din acțiunile Petrom, da. La Luca, în care am spus nu semnesc că nu e legal,
Și cei doi miniștri, Sere și Noghi, mă presau în continuu și la birou și prin telefoane și în guvern și n-am semnat. Și apoi a apărut, eu n-am știut, n-am primit informări. N-am primit nicio informație că e ceva penal, că ei la rândul lor iau comisioane sau șpagă, cum vreți să le spuneți. Era în legătură cu un consultant bulgar, dacă vă amintiți. Sigur. În final au fost arestați preventiv și cred că și condamnați. Mie nu mi s-a spus dinainte și chiar mă întrebam, oare de ce nu mi-a spus că putea să-mi scape, fără să vreau, între sutele de dosare pe care le avizez. Și m-am gândit mai mult și mi-am dat singură răspunsul. Nu mi s-a spus și mie, pentru că era posibil ca eu să fi spus da și să fi participat și eu la acest trio de data asta de miniștri care iau comisioane sau șpagă pentru acele pentru a da cei 6% la Petrom, ceea ce eu n-am făcut. Dar dacă o făceam, înțelegeți ce spun? Adică spuneți atunci, că suma respectivă s-ar fi împărțit? Nu, spun că, evident, spun că ești că nu ești informat atunci când a dat noastră un exemplu. Când e o limită, nu știu, se știe că banii sunt acum, nu știu, 10 milioane și se împart între dumneavoastră și dânsul cu camera, da? Dar poate că dați mai departe, mai împărțiți cu al treilea sau mai sus, da? Și atunci eu stau liniștită, eu anchetator, și nu vă prind, și nu vă fac flagrant, și vă las. Da? Și nici nu-i spun lui, celui de-al doilea cu camera, ai grijă să nu intri în combinație cu ei. Că poate intră. Înțelegeți? Deci, hai să vedem până unde merge. Când cazul nu are nicio șansă, ci se oprește la cei doi sau trei, gata. Dar când are potențialul de a merge mai departe, de a fi mai mulți oameni în cercul de mituiți și în cercul de aranjări, mai mulți sau mai sus, da, mai mulți, atunci vreau să-i prind pe cei mai de sus, e logic. Și este atunci adevărat. Dar iată că până sau i-am și prins, sau la procurori i-am prins sau nu pe cei mai de sus, mita a ajuns la 90 de milioane de euro. Asta spun. Unde se oprește această așteptare? Știți unde aș opri anchetatorilor? Da, nu știu, aici fiecare când procuror... Când bugetul are atâtea și atâtea și atâtea lipsuri. Fiecare procuror are mijlocul lui de operare și strategia lui pe fiecare dosar în funcție de probe de oameni. Eu personal m-aș opri când aș vedea că nu mai pot merge mai departe și că ezit. Și dincolo de persoana X, cea mai înaltă în poziție, să spunem, nu voi putea găsi probe să merg mai departe, atunci m-aș opri. Chiar dacă prejudiciul a crescut, pentru că cu asta cazul este complex, prejudiciul este mare și toată societatea vede ce am făcut, nu ce am făcut eu personal, ce se întâmplă în societate, da? Sunt atâția miniștri, atâtea sute de milioane de euro implicați. Asta e dimensiunea furtului în România. De ce să ne oprim la jumătate? Mi se pare firesc ca să înjumătățim până la furtul. Nu se poate așa. Ar putea așa. Fi o nu idee. Știți ce facem? Confiscăm, că asta este problema. Arătăm tot ce putem proba, arătăm că se fură, tot ce putem proba, după care esențialul este confiscarea. Degeaba se duc la închisoare, nu degeaba, să meargă și la închisoare, că e o pedeapsă. Dar trebuie să le confiscăm acești bani și pe cei făcuți fără a putea fi justificați. Și aici am o chestiune foarte actuală și anume ANAF. Uitați-vă la ce face ANAF în aceste zile. ANAF este Administrația Națională Fiscală a Statului. Sunt cei care trebuie să se ducă la cei la care plătim impozitele, cei care se ocupă de evazioniștii fiscali și cei care pun în aplicare hotărârile judecătorești de confiscare. Hotărâre judecătorească definitivă de confiscare 100 de milioane de euro. Se duce la ANAF, Ministerul de Finanțe este patronul ANAF-ului și ANAF-ul se duce și execută. Pune sechestru și confiscă și vinde pe casă, pe mașină,
pe bani. ANAF-ul în acest moment, cred că ne întoarcem la cifra veche de 10% din hotărârile judecătorești, oricum sub 50, execută. În rest, sute de milioane sunt lăsate neexecutate. Dar ce vedem zilele acestea? Vedem noile mașini ale ANAF cu geamuri fumurii, că și-au luat și mașini noi, cum se duc în piețe, cum se duc la buticuri, la tarabe, la șaurmării, la mici magazine în care omul cu soția, cu soțul, soția, cu soțul își fac cât de cât o afacere de familie și le închid pentru o diferență de 3 lei, de 5 lei, de 10 lei. Oameni buni, ANAF-ul e făcut să meargă după marii datornici. După marii datornici. Nu să omoare acest sector privat mic, de familie sau nu de familie, dar mic, care găsește locuri de muncă. Trebuie să-l promovezi să mai găsească un loc de muncă. Nu să-l oprești, nu să-i îngheți conturile. Da? Nu să-i dai amendă pe care nu o s-o poată plăti niciodată. L-ai desfințat și ai lăsat pe drumuri 2-3 oameni. Dar în schimb, cei cu marile averi neimpozitate, cei cu hotărâri definitive de la care trebuie să confiși sute de milioane, stau probabil la soare, la plajă, prin diverse insule sau joacă la ruletă la Monaco. Vă mulțumesc foarte mult că ați anticipat prima întrebare a testului de sinceritate. O să anticipez și eu un alt subiect pe care îl vom discuta după test, sper să mai avem timp. Prima întrebare este dacă mai avem nevoie de o altă agenție pentru recuperarea prejudiciilor, pentru că, iată, avem, ați vorbit deja, ANAF și există și un așa numit Oficiu Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor la Ministerul de Justiție. Întrebarea este, avem nevoie de o nouă agenție? Nu. Evident că nu, avem, nu, pe scurt, avem nevoie ca acești oameni să nu fie numiți politic, să fie profesioniști și să-și facă treaba. Și mai spun ceva, acum circa 2 ani de zile, Ponta s-a lăudat, s-a bătut cu pumnii în piept, că a creat o unitate specială antifraudă care se va duce și va identifica și va confisca marile averi ale primele 1500 de averi din țară. Ați auzit ceva? Nu, în schimb știu de multele studii ale plătite de statul român, făcute de Banca Mondială și nu numai, care vorbesc despre acest lucru. Autoritățile fiscale trebuie să ocupe în primul rând de marii datornici. Evident. Marii datornici, marii datornici, marii datornici, cred sigur că... Sigur că acolo sunt banii mulți executat. Mi-am început meseria cu un astfel de adus, raport. Și-ai adus, da. Și-ai adus bani cât ai adus de la 3.000 de Doamna buticari. Doamna, testul de sinceritate, răspunsuri scurte, vă rog. Care este pictura, pictorul pe care vi l-ați dori în casa dumneavoastră? Și v-ați și permite. Asta apropo de cazul Fulcov. Exact. Mie îmi place foarte mult Van Gogh, Floarea Soarelui. Oh, cred că ar trebui să câștigați la loterie pentru o lucrare. Știți ce de Van Gogh? Fac? Am fost la muzeu și mi-am cumpărat un poster și sunt fericită. Sau mă duc și îl văd. Stau o oră, două în fața lui și îl văd. Cum vă explicați faptul că ancheta în cazul Elenei Udrea a început după ce Traian Băsescu nu a mai fost președintă? N-am nicio explicație la acest lucru. Eu sunt, cum să spun, spun foarte bine de câte ori începe o anchetă. Tot ce contează e să fie probe. De ce acum, de ce nu altă dată? Cum caracterizați situația în care se află acum Horia Georgescu, fost șef la ANI? E proastă situația. Și vreau să vă spun că acest caz a fost cel care m-a șocat cel mai tare. Vă place... Dar o să vă spun și că nu l-am propus eu la ANI, șef. Vă place cum funcționează echipa de la Cotroceni a lui Klaus Iohannis? Nu. De ce? Mai mult nu există. Purtătorul de cuvânt nu există, nu l-am văzut. Și reacțiile președintelui sunt foarte puține și foarte slabe. Și am să vă spun un ultim exemplu. Nu știu dacă azi după masă au mai fost declarații, o vin de la Bacău direct. Ambasadorul Federației Ruse la București
a insultat doi intelectuali cetățeni români, pe Vladimir Tismăneanu și Marius Rus, i-a insultat, i-a făcut bădărani și pe ziariștii de la România Liberă, care au preluat un articol al acestora. Este inadmisibil ca un ambasador pe teritoriul țării pe care trebuie să o respecte, România, să insulte cetățeni români și de marcă, putea fi oricine, dar acum accentuez, și de marcă și istorici și comentatori ai istoriei europene și Ministerul de Externe să tacă, al nostru, și președinția să tacă. Asta este inadmisibil. Ambasadorul trebuie rechemat la post, dar asta trebuie să ceară Ministerul de Externe și președinția să fie rechemat la post și să fie sancționat și aici trimis un ambasador care să respecte românii. Mulțumesc pentru această declarație, dar continuăm testul de sinceritate și răspunsuri scurte, vă rog frumos. La ce v-ați gândit când ați văzut-o pe Elena Udrea în cătuș? La nimic deosebit, că justiția își face treaba. Ce v-a dezamăgit cel mai tare în epoca Băsescu? Ceea ce am spus și public, acea înțelegere dintre președintele Traian Băsescu și Ponta cu privire la funcție de procurori, șefi, pentru care propunerea vine de la Ministrul Justiției și decizia de la președinte, dar practica bună pe care o lăsasem era pe bază de interviuri și acum a fost fără interviuri, la înțelegere. Asta nu mi-a plăcut deloc, am reacționat public și deci e o dezamăgire pentru că practic tot ceea ce construisem, procesul de selecție, cum îl selectezi pe om, e foarte important cum îl selectezi, se dusese. Absolut. O ultimă întrebare a testului. Cum vă explicați faptul că la aceste manifestații contra votului din Parlament, pro-șova, să numesc așa, au participat votul foarte... pro-șova, să exact. Ne înțelegem, da, manifestațiile exact. Anti-șova. Exact, exact. Au avut participanți destul de puțini. Probabil că era vreme urât afară și oamenii au mai trecut prin asta. La Vosganian s-a respins de două ori, dar ce vreau să spun este că eu mă bucur de câte ori ies oamenii în stradă, chiar dacă sunt 5, chiar dacă sunt 10, chiar dacă sunt 100. Și trebuie să iasă tot mai mulți, fiindcă un popor inert e cel mai mare pericol al democrației. Trebuie să ieșim în stradă. Asta nu este instigare la ieșit în stradă. Adică este exercitarea dreptului nostru de a demonstra. Dacă nu suntem atenți, puterea ne cucerește total. Nu și cumva... eu aș spune, ieșiți și pichetați fiecare sediu ANAF, de exemplu, acum. Doamna Macovei, și aceasta este ultima întrebare a discuției noastre. Din păcate, nu avem timp să discutăm o temă foarte importantă, anume finanțarea partidelor, de care se leagă și această ultimă întrebare. Nu cumva lipsa de aderenți la acest mesaj de meeting, da? Pro-justiție nu este cauzată și de faptul că oamenii simt că de fapt cauzele sunt mult mai profunde, ce îi aduce pe acești oameni corupți în fruntea țării? Poate că mecanismele sunt greșite. Sigur că mecanismele sunt greșite pentru că în primul rând oamenii trebuie să fie informați, oamenii nu trebuie să fie ținuți în sărăcie pentru că atunci vor primi găleata, că de asta sunt ținuți în sărăcie, ca să se bucure la o găleată sau la un pui congelat. Finanțarea este cu punga și apoi în schimbul puncii se dau contracte pe bani mult mai mulți din buzunarele noastre, adică toate astea ne costă pe noi. Avem probleme pe finanțarea partidelor politice, dar sinceră să fiu, nu cred că de asta n-au ieșit oamenii în stradă. Au ieșit, țineți minte, între turul 1 și 2. Au ieșit în diverse alte situații. Au ieșit la Roșia Montana. Sunt convinsă că vor ieși și pentru, și pentru statul de drept, că e legea egală pentru toți, de fapt, ce s-a întâmplat la Șova. Legea n-a mai fost egală pentru toți. Sau a fost egală și a făcut Tăricean o porcărie. Doamna Macovei, încheiem emisiunea. Mâine la Senat va fi un nou vot pentru o nouă cerere în cazul Darius Vâlcov, de această dată pentru operațiuni financiare care ar fi incompatibile cu mandatul său. Și aș mai avea un gând la final, tot legat de bani.
Nu cumva banii sunt prea puțini pentru posturile înalte de la stat ca să le permită oamenilor cinstiți să le ocupă? La salariile. Salariile, exact. Adică un consilier prezidențial are cam 1000 de euro, un secretar de stat tot cam atât. Un adevărat profesionist în mediul bancar câștigă cel puțin 3000 de euro. De ce ar veni un om cinstit, la bani mai puțini, multe probleme, atacuri? Nu este și aceasta o problemă? Dacă le vom mări salariile, vor fi la fel de corupți. Doi, un om cinstit va veni la un salariu mic dacă vrea să facă ceva pentru țara lui. E foarte simplu. Adică să se sacrifice cumva. Să se sacrifice, dacă așa numiți dumneavoastră. Eu m-aș sacrifica cu bucurie. Când am devenit ministru, am avut circa 500 de euro pe lună și veneam de la un salariu în sistemul privat și al Comisiei Europene mult mai mare. Nu mi-am pus o secundă problema că nu mi-ajung banii. Nu mi-ajungeam. Mă împrumutam lunar de la colegi și ministru de la șofer. Ministru. Și nu mi-am pus o secundă problema că nu o fac pentru că nu am bani și nici nu am furat și nici nu am luat. Bun, deci se deci poate dacă acest ești cinstit și vrei să faci lucruri, nu te uiți la bani, la salariu. Și să știți că nu mărirea salariului rezolvă. Am mărit la toți magistrații și... Funcționează totuși sistemul de justiție, nu-i așa? Mulțumesc foarte mult, doamnă Macovei. Și eu mulțumesc. Dragi prieteni, sunt Elena Vijulie. Toate cele bune!